cam acasă. Păi, ce să zic, Dori a fost mereu eliminat și eu îl iubesc mult și îl aleg pe Dori. Să plece? Nu, să stea cu noi. Stai puțin. Am crezut că zic, bă, ok, dar... Nu. Deci, pe cine alegi să plece acasă? Pe fete. Nu ziceam că eu pe Dorian, orice s-ar întâmpla sau așa, eu aleg pe el să rămână aici, pentru că vreau să stea aici cu noi, cât timp mai stau și eu, vreau prin preajma mea. Care-i problema? Eu vreau pe el. Mă așteptam să ne propună pe noi Vica și Cârduța, pentru că ne-au și spus, ei, lasă că va veni și rândul vostru și o să vă eliminăm și noi pe voi. Și ce să vezi, dragul roșu? Bum. E verde, bro. Nu e verde. Daniela plânge în continuu și se plânge în continuu că vrea acasă. De ce să vrei să elimini o echipă care te poate trimite acasă? Pentru că e Daniela. Știi faza cu... Că dacă tu zori să ajungi acasă... Cine-i sandwich? Daniela, ce ai? Gluma, glumă, da. Raluca, Ana? Da. Călătoria voastră în Asia Express. În tachet. Se termină. Nu cred, mă. Pentru că Asia Express continuă. Bine, asta a fost în stil Daniela. Se termină pentru că continuă. Bine, fetelor. Se termină în tachet. Serios, Gina, ne-ai ținut atâta pe jar ca să le spui că... Chiar am avut impresia că va fi Dragon Roșu. Și-o vedeam și pe Ana cum se uită la mine așa cu privirea aia puțin goală. Hai că te-ai cam jucat cu noi. Nu te superi, da? Termină, mă, ce? Gata, vă zori, Vașa, pentru data viitoare știți că ne-i treabă, da? Păi și voi n-ați eliminat pe noi. Problema este că atunci când ești nominalizat și nu pleci acasă, primești un handicap. Mamă, ce am uitat, bă, dar uităm, bă, de la o zi la altă. De asta sunt eu aici să vă reamintesc. Cred că e supică din aia de ieri. Trebuie să o mâncăm. Exact. Dar oricum te iubiște cu mirosul, Ana. Handicapul a fost pe măsura mirosului. Tot pește din ăla împuțit, tot... Am primit o găleată cu pește fermentat. Dar nu apropiați de noi, că noi n-avem COVID. Ce? N-are capac? Are găuri în capac, dă-te, dracu! Nu mai pedepse de-astea. Boamă, boss, ne-au auzit că ne-am vântat, John. Nu vreau, e ok. Wow, cum pute, Iisuse Hristoase! Mai bine le mai dădea un dă-la, un aghiotan de la plângărez. Nu, mai bine asta, nu. Și practic, mai bine a fost. Și se clatină, n-ai văzut că avea găurele de alea și când se clatină, se jinește de ăla din... Va trebui să purtați handicapul cu voi până la sfârșitul următoarei etape. Yummy! Sunt sigură că le va îngreuna un pic mersul, alergatul, să zic așa. Cu siguranță. Dar ne descurcăm cu el. Dragii mei, o altă etapă s-a încheiat. Dar drumul nostru, nu. Mekongul ne va conduce mai departe.